Participanții la sesiunea de informare Europa Creativă au primit informații despre principalele oportunități disponibile cu accent pe finanțarea proiectelor de cooperare europeană. Au fost prezentate caracteristicile acestei linii de finanțare, criteriile de eligibilitate, tipurile de proiecte, conținutul dosarului de finanțare, procesul de depunere a aplicațiilor, exemple de proiecte selectate, precum și alte aspecte relevante. Avem o conferință legată de oportunități de finanțare pentru sectorul cultural, programele Europa Creativă. Sunt programe de finanțare, care linii de finanțare care se deschid direct la Comisia Europeană, la Bruxelles, linii de finanțare în domeniul cultural pentru toate țările din Uniunea Europeană. Se deschid linii de finanțare pentru cooperare a proiectelor culturale în Europa, dar și alte tipuri, cum ar fi circulația operelor literare sau a operelor muzicale în Uniunea Europeană. În România, acest program Europa Creativă funcționează de câțiva ani. În special, cel mai de succes, în opinia mea, sunt schimburile culturale de artiști, de proiecte, de cooperare între ONG-uri sau administrații publice din mai multe țări ale Uniunii Europene. Noi am intermediat desfășurarea acestei întâlniri pentru că dorim, în momentul în care se lansează apelul de proiecte, să depunem și noi un proiect sau sub egida municipalității sau a unor ONG-uri pe care le are municipalitatea. Depinde cum ne va avantaja, pentru că ne-am dorit să realizăm, să adâncim, de exemplu, cooperarea cu ONG-uri din Islanda sau din Norvegia sau din Germania și să trimitem artiști tineri sau mai puțin tineri din Reșița în Europa și de asemenea să aducem artiști de acolo la noi. Reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale prezente la sesiunea de informare spun că orice oportunitate de finanțare este binevenită și se gândesc la proiecte pe care le-ar putea finanța prin această linie. Cred că nu neapărat imediat, dar cred că oportunitățile astea de finanțare trebuie exploatate în totalitate, pentru că am învățat deja în proiectele pe care le facem că nu e separat cultură, separat educație, separat distracție, pot funcționa și împreună, mai ales că finanțările astea încep să fie tot mai flexibile din punctul ăsta de vedere. Da, și este o bucurie că avem acces la ele, că aflăm despre ele, că suntem conectați cu oamenii care aplică, conectați cu oamenii care ne pot îndruma în aplicare. Da, și cred că sunt oportunități care trebuie exploatate la maximum. Mi se pare o oportunitate foarte interesantă de a aplica proiecte culturale, dar am văzut aici la prezentare că ariile cumva de activități pe care poți să depui proiecte sunt foarte vaste și ne bucurăm pentru că inclusiv am discutat în sală despre posibilitatea de a organiza o tabără sau de a scrie un proiect pentru o tabără de creație pentru copii și tineri și ni s-a confirmat că este posibil și ne bucură acest lucru. Noi suntem familiari de aproximativ 2 ani de zile cu proiectele acestea finanțate prin Uniunea Europeană, finanțate de Uniunea Europeană și suntem prezenți aici tocmai pentru că vrem să ne informăm cu privire la diversele linii de finanțare pentru proiectele pe care noi vrem să le depunem și încurajăm toate organizațiile să facă la fel pentru că este foarte important să fii la curent cu aceste posibilități de a-ți finanța proiectele care până la urmă sunt deschise pentru noi ca să ne dezvoltăm și totodată să contribuim cu ceva folositor la comunitățile din care provenim. Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii sectoarelor creative, culturii și audiovizualului.